7 zile au negociat și într-un final au găsit soluția. Îți prezint guvernul de la Vila Lac. Florin Câțu este varianta de compromis. El va fi propus premier la următoarele consultări ale coaliției PNL, USR Plus și UDMR la Cotroceni. Mă voi implica direct în zilele următoare pentru a finaliza programul de guvernare. Este nevoie să avem un guvern cât mai repede investit în zilele următoare pentru că sunt probleme pe care trebuie să rezolvăm. Mult disputatele funcții de conducere ale celor două camere au fost și ele împărțite. Un liberal va fi președintele Camerei Deputaților, iar un reprezentant USR Plus va fi președinte al Senatului. Guvernul va fi format din 18 ministere. Cabinetul de miniștri condus de Câțu va avea doi vicepremieri, unul de la USR Plus și altul delegat de UDMR. Liberalii vor conduce 8, Alianța USR Plus va conduce 6, iar UDMR 3. Luni, pe 21 decembrie, președintele a convocat prima ședință a noului parlament ales.